Salutare, fraților, și bine ați venit la nou episod pe canal cu Farm Manager 2021. Deci am început un joc nou și vreau să vedem un pic ce ne spune acest joc în acest tutorial, după care să ne extindem noi ferma, suntem în modul de campanie, deci o să avem ceva misiuni de făcut. We can call a mechanic, perhaps he can bring the tractor and the plow back to life. Hai să vedem cum. Repack. Repair. Și la fel și pentru plug. Și waiting for the expert. Așteptăm expertiza. Cum îi spune, expertiza mecanicului. Nu știu cum bine asta. Se pare că probabil da, e o abandonată. Deci nu cred că mai putem face ceva cu ea. Și ce mai făcut a fost să repar căsuța asta, unde practic o să putem ține niște oameni și hambarul. Nu avem încă nimic în el, avem o combină veche și gardurile astea, atâta tot a fost în tutorial. Și acum am apus să fac o expertiză pentru aceste tractoare și să... pentru tractor și pentru plug, ca să le repar. Mă gândesc că probabil trebuie să dau obiectivul mai înainte, până așteptăm după expertiză, dar se pare că a venit acum mecanicul și repară. Bun, a reparat tractorul și a venit și alt mecanic să repare și plugul, bineînțeles. E altele aici. Bun. Și acum ce spune? Time for the roads. Route them so that each of these buildings can be reached from the main road. The main road. Hai să-l pun pe șosea sau? Nu-mi dau seama ce vrea să spună. A, cred că vrea să facem drumuri. Păi, hai să vedem. Deci noi avem toată zona asta. Oh, da, se pare că avem și aici. De așa să renovăm și clădirile astea. O altă casă abandonată, aici, să curățăm gunoiul. Renovăm și ăsta și curățăm și asta o putem vinde. Ok. Hai să lăsăm să își facă oamenii treaba aici. Da, bun, și acum practic le trebuie drumuri. Și facem în felul următor. Gravel, hai să facem așa. Deci, trasăm un drum până aici. Perfect. De fapt, nu, până în partea asta. Și de aici mergem, uite... așa, că avem cum. Na, eu zic că e foarte bine. Eu zic că e ok. Barn, trebuie să conectăm și hambarul la un drum și cred că o să o facem în felul următor. Așa, punem din ăsta. Așa, și aici, perfect, bun, buildings need to be connected to the power line to operate, the main power line runs along the road, connect buildings to these electricity lines, electric pole mă gândesc, și atunci aș putea să mă duc de aici,
Nu știu, așa. Și ce e așa? Și cum conectăm? Chiar trebuie să duc până aici, așa, la apropiere? Electric transformator. Un transformator electric. Ah, ok. Before start developing your farm, you should also renovate this building. Don't forget the rules. Ok, da, am făcut treaba asta. Before you start developing your farm, bla bla bla. Bun, n-avem electricitate, drumuri, păi ne trebuie electricitate. Electricitate ne putem trage tot așa de la ăștia. Până pe... Așa, să mergem în linie dreaptă totuși. Dacă mă las... Nu mă las. Pe atunci venim de aici. Până pe aici. Și ne punem și un transformator electric. Bănuiesc. Sau nu? Da, dar uite că... Ah, ok. Am înțeles, pe atunci, pe așa, ăsta îl dăm jos și cu, și cam atâta. O să continuăm doar așa în jur, mă, hai că e bine, păi e bineșor. Bun, construct new buildings parking, deci aici în zona asta vreau să-mi fac terenuri agricole și vreau să facem o parcare pentru utilaje, deci... Trebuie să vedem pe unde e treaba asta. Parking, uite aici. Am zis că e locație perfectă. A, și întrebă două. Aha. Nu e nicio problemă. Atunci mai facem încă una. De ce nu mă las aici? Of, man! Aici m-a lăsat, aici e hambarul. Da, hai că facem un aici. Păi cum n-ai electricitate? A, așa. Perfect. Build to parking loads for machines and transfer the equipment you found. Ok, parking... Slot here. Așa și îl punem aici. Perfect. Așa. Deci și aia o să trească să... These machines need to be checked. Maybe they can be fixed. The combine doesn't look that bad. Fixing. Ok. Hai să o reparăm. Minunat. O reparăm și pe asta. O să vină mecanicul. Frumos. Și da, o să trească să o luăm. Am văzut pe aici un header. Nu pe aici l-am văzut oare? A, nu, cred că l-am mutat header-ul. Stai așa să vedem. Da, da, să amândou aici. Oh, ok. Frumos. Da, bun. Hai să așteptăm să vină mecanicul, o să dăm un pic timp înainte că na. Avem ceva bănuți. Ouleu, ce vreme.
Frumos! A reparat combina, mă, uite ce frumos arată combina noastră. Dar nu repar și astea, frate? Eu zic că ar fi cazul să le repar și pe astea. Bun, hai să le reparăm și pe alea. Plugul și restul sunt reparate. Ăsta... Ok. Da, avem și plug. Îl putem muta, repack? Da. Putem muta și plugul. E ca repara și alea. Plugul vreau să-l pun, uite, aici. Și ce mai avem aici? Tractorașul ăsta îl putem pune și pe el. Perfect. Bun. The worker's house is located near the renovated cow sheds. Ok, hire two people and place them in this building. They will take care of the animals. Ok, am înțeles. Deci, practic, zona noastră cu animale e fix aici. Să vedem cum angajăm oameni. Hire. Să angajăm oameni care se știu cu animale. Uite, asta e bună. Hire for permanent. Așa să vedem. N-ai avea ceva? Nu. Hire for permanent to peoples. Ok. Perfect. Și aici trebuie să fie doi oameni, nu? Doar unul singur. Mai trebuie încă unul. Animal, uite aici. Perfect. Construct new building, barn. Ok, hai să vedem. Barnul, unde îl punem? Ăsta e un barn, da? Da. Putem pune aici. Fără să strice linia de curent. Asta chiar nu știu. Sau putem pune un piemen cu aceea. Hai să mai creeze niște drumuri. Minunat. Punem barnul, uite-l aici. Perfect. Și ne trebuie... vaci. Ăsta e pentru... Și aici tot așa să asignăm un worker. Animals. Let's see, bye. Vaci. Da, deci doar 4 vaci intră. Ok. Vaci. Deci 4 și 4. Ok. Dăm timp înainte. Și trebuie să cumpăr și... 200 kg de... Ok. O mare cantitate de kilograme de oud. Da, am barn acolo. M-am pus să mai fac un bar și aici. Da, na, anyway. Că nu avem electricitate. Uite, bă, că vin și văcuțele. Deci, trebuie să cumpăr oat, nu? Cum facem, să cumpărăm? Dăm click pe asta. Wait a second. I don't know. Let's see. Îmi cumpăr, frate. Cred că de aici. Așa, de aici. Îmi trebuie out.
Ok. Acum, construct a new building warehouse. Păi n-avem warehouse, mă. Asta e farmhouse, warehouse. Warehouse, aici e. Oare pot să pun aici, mă? E un spațiu liber, dar nu prea merge. Hai că o punem aici. Deși nu mai vreau să mă extind foarte mult în zona asta, că în zona asta îmi trebuie terenuri agricole. Bine, o să mai fac și pe aici probabil ceva terenuri agricole. Uite, puteam să fi mers și în partea asta. Numai că na, vedem. Este loc și pentru terenuri agricole. Și construct a new building, manure storage. Manure storage. Hai să vedem unde e ăsta, ce e manure storage -ul. Da, cred că e ok. Uite aici. Lângă e perfect. Ce, trebuie să le selectez eu ce să le dau de mâncare? Oat. Silici. Gata. You did it. No, not bad for you or first project. Oh, și acum începe capitolul 2. The renovated buildings are far away from your house, but that won't stop you from utilizing their potential. Ok. The farm in the past has based on milk production. Deci, practic, ferma din trecut s-a bazat pe producția de lapte. Deci ținea foarte multe vaci. So, it's a big, good direction for development. Este o direcție bună pentru dezvoltare. Building a milk processing plant and start processing the milk. Construct a new building processing plant. Milk processing plant. Cum să facem? Cum să facem? Mergem în zona aceasta, cred că e mai bine așa. Și hai să luăm milk processing plant. Milk processing plant. Unde o punem aici? Sau chiar în zona asta. Da, uite, în zona asta cred că e ok. Nu? De ce? Hai mă, nu vrea mă. Uite aici. Păi aici am avea spațiu, mă. Minunat. Na bun. Să o construim. Muncesc oamenii acolo, pe brânci, și fac treabă frumoasă. So. Mai dau un pic de timp, că văd că durează construcția asta. Bun, asta e cu succes. Acum, practic, avem nevoie de oameni.
Same to employers. Trebuie să angajăm. Pam, param, pam, pam. Let's see. Plants. Orchard. Manufacturing. Păi nu știu ce skill-uri mi-ar trebui pentru ăștia, mă. Nu știu, hai să-l angajăm pe asta. Perfect. Nice, aici avem asta, o să lucre oamenii, o să stea aici, frumos. Na, hai că e zona faină. Next. Buy seeds drill. Seed drill. Seed drill. Wait seconds. Animale, sociale, production, warehouse, garage, decorations și other. Cum cumpăram? Deci, seed drill. Avem unde să-l punem? Cred că avem. Planter. Bun. Easter Cultivator. Luăm ăsta. Next. Trailer with water. Mai eu cred că trebuie să mai construiesc un garaj. Hai să facem treaba asta. Let's see. Aici. Perfect. Și mai tragem încă un drum, uite aici. Na bun, ce ziceam? Trailer with water. Trailer. Pentru apă. L-am cumpărat. Nu putem să-l punem aici. Punem aici. Manure spreader. E bine că pot să... Nice. Sprayer. Oh, man, mai trebuie multe cumpărate. Sprayer. Lasă-l uite aici. Chest trailer. Na. Punem și pe asta, uite aici, așa. Create fields with fodder bits. Hai să creăm un teren. Da. Păi am zis că terenurile vreau să le creez, uite aici, în partea asta, așa că pe aici începem. Deci asta ar fi maxim size-ul. E bine, e minunat. Așa. Deci ăsta vreau să fie cu... Cu ce-o zis, mă? Fodder bits. Bit. Fodder bit seeds. Ok. Acum create field with oat. Facem treaba asta imediat. Ce fain e, bă, să ai bani, bă, ce frumos e să ai bani.
Without. Așa, și ăsta e without. Minunat, și altul cu iarbă. Așa, mai trasăm și aici așa un drum. Și asta e with grass. Grass seeds, perfect. Create new building, storage for silage. Storage for silage. Uite, pe aici cred că o să vreau să-l fac. Hai să vedem, hai să vedem. Dar merge aici, mă? Nu merge. Dar merge, uite, în zona asta. Da, ce are dacă îl facem aici? Perfect. Așa era loc liber aici. Deci au și loc să iese dacă vor, e ok. Da, să-mi zici că vor două. Da, hai că vedem. A, vrea două. Ok, mai era bun, nu aici, așa-i. Dacă stric eu curentul pe aici. Mai nu avem intrare, de fapt am avea intrare, dar... Ok. Merge și pe aici prin spate, mă, să punem unul. De ce nu? Uite așa ce are. Zic că n-are absolut nimic. Ok, lasă-mi să construiască, ne trebuie oameni, bineînțeles. Atunci la astea o să le dăm și silici, o să le dăm și Fooder Beast. Numai să producem. Acum, ce mai vrea? Construct a new building, logistic buildings. Logistic buildings. Ok. Asta cred că o construim, uite aici, în partea asta. Da, față în față cu asta e perfect. E minunat. Create a new building, warehouse. Ok. Warehouse. Unde să o punem, frate? Aici nu cred că ar fi ok, nu? Ce face acest warehouse? Stai așa. Small warehouse for reasonable price. Ah. Păi nu, zona de depozit o facem aici. Deci. Ok, aici zic că e bine. Și aici resta am finalizat tot, mai trebuie decât warehouse-ul. Haideți mă că vreau și ceva muncă, mă. Numai că încă nu mi-au zis să-mi asignez, știi?
muncitorii să muncească terenului. Ok, oh no, animals get sick, call vet soon as possible. Nice, nice, nice. Asta e campanie, deci te învață cum să faci chestii. Da, bun, păi atunci să vedem. Call vet, chema și veterinarul. Promases, măi. Și măniur, unde am pus ăla de măniur aici? Avem ceva măniur? Bun. The situation is under control. You'd better build a veterinary clinic to keep animals healthy. Construct a new building, veterinary clinic. Ah, am înțeles. Deci... Veterinary clinic. Bă, punem uite aici. Așa, eu zic că e bine. Acum eu cred că trebuie să-mi mai angajez niște oameni să muncească pe terenuri, nu? Așa ar fi logic. N-am oameni. Precision Seeder. Hai mă să cumpărăm acest Precision Seeder. Altceva. Potato Digger. Ok. Nu mă mai las. Da, bun. Focus on producing cheese and butter. Produce and sell. Ok. Wait a second. Run press, vezi, mai trebuie utilaje. Tu mă pui să fac aici, băi femeie, dar n-ai zis, bă, uite, îți trebuie și aia, și aia, și aia. Ok, next. Trailer. Trebuie să avem cu ce să transportăm, bineînțeles. Next. Avem toate utilajele, așa-i? Păi n-avem staff. Așa, acum ce ne trebuie? Ne trebuie un mover. Mare parcare, frate, mi-a făcut eu aici. Stai așa, unde-i? Așa. Windrower, of course. Normal că avem nevoie de Windrower. Și ne mai trebuie decât un de-asta să putem să îl punem aici. Bun. Na. Acum produs. Trebuie să producem și să vindem. Ce să producem? Să producem chestii din asta, butter. Așa. Mai că ne trebuie lapte aici, dar prima dată ne trebuie muncitori. N-am staff destul. Mai trebuie case, înseamnă că mai trebuie case. Atunci hai să facem treaba asta, construim case pentru oameni. Ok.
Putem să trasăm aici un drum așa frumos. Hai că se poate. Minunat. Vreau să mai construiesc niște case. Să mai angajez niște oameni. Na bun. Și atunci înseamnă că mie îmi trebuie oameni pentru... Pentru ce? Aici avem, aici la tractoare și la astea cred că îmi trebuie oameni. Hai să vedem. Așa că am destule tractoare, sincer să fiu. Uite așa din ăștia pentru... tot pentru tractor, pentru de ăștia cum le spune. Muncitor. Ăștia n-au electricitate? Rezolvăm. Și nu case. Lasă că mai angajăm oameni. Na bun. Aici... Hai să asignăm un om. Aici din nou. Hai să asignăm un om. Și tractoare... Bă, nu știu, cred că n-am suficiente, așa e, am decât un singur tractor. Mie îmi trebuie cel puțin 3 tractoare. Sper că mai am bani să... Mai facem cu o singură chestie. Să ne cumpărăm un tractor. Și încă unul. Mai mic și cred că e suficient. Na. 5 parcări aici de utilaje. Not enough stuff. Ne mai trebuie un plug. Cred că așa e. Asta ce face acum aici? Plowing. Da, deci ne mai trebuie un plug. Ok. Atunci hai să mai cumpărăm un plug. Aici nu încape. Not enough staff. Cum nu avem staff suficient? Stai așa că mai angajăm oameni, nu e nicio problemă. Că ne mai trebuie din ăștia cu... Ok, altul. Mai avem, mai avem. Da, mă, eu zic că trebuie să avem suficienți oameni acum. Ăsta ce nu-i convine?
La tine au resources gras. Da. Nu, nu-i problemă. Las crezul om. Acum trebuie să meargă toți. Uite aici. Și aici. Natina stă și Daily Plow is busy. Mai luăm o plumă? Hai să mai cumpărăm o plumă. Avem bani? Mai avem ceva bani. Na. Și eu cred că și oamenii am avea suficienți, numai că trebuie să se apuce ei să muncească. Gata, acum trebuie să se apuce să muncească fiecare. Da. Fiecare și-a tractorul lui. Uite altul. Bun. Ok, îi plouăt și după aia trebuie să vină să seamene. Un pic timp înainte. Lapte, produc ceva lapte, mă, domnițele noastre, asta e așa un pic, mai trebuie cumva oamenii angajați aici. A, încă nu avem ce ne trebuie, iar aici nu avem încă mâncare, oamenii mai putem angaja. Good. Uite, avem 289 de litri de lapte. Aici nu știu dacă a început încă să producă ceva. O, 135 și cât o zis că vrea 800. A, am înțeles. Hai că așa încet o să producem. Să băgat oamenii pe agricultură, frumos, tereluri frumoase. E bine, dacă am luat 3 bloguri, la 3 terenuri, o să se ocupe toți și o să muncească. Da, uite, avem, avem ceva producție. Acum să ne facem noi asta, cum îi spune, aici sincer nu prea îmi place. Nu. Hai să distrugem drumul ăsta, deci că nu, nu-mi place deloc cum a ieșit. Ce lăsăm doar așa? Bun. Bine, putem să facem chiar așa. Mai trebuie să mai aici un drum. Un drum. Aici un drum și asta este. Perfect. Toate terenurile au acces. Fertilizer spreader. Mă, știu că parcă am cumpărat un din ăla. Ce show de mașinile, mă. Acum fac treabă. Cultivation in progress. O să punem out, iar aici cultivated. You want to install an irrigation? Putem să ne punem irigația, asta e fain. În viitor o să punem, acum momentan nu mai avem atâția bani, am investit în foarte multe lucruri și nu mai sunt bani de irigații. Dar în viitor, da. O să facem treaba asta. Fertilizer spreader. Hai mă să mai cumpărăm o fertilizer spreader, ce să spună. Aici ce avem? Iarbă, da. Oh, bun, hai că avem și apă. Ah.
Aici avem ce trebuie să producem. Nice. Cred că dăm și cu fertilizator. La mic tractorașul, văd că nu prea ai muncit. Ce, care e problema aici? Fertilizer spreader is busy. Lasă că o să dăm cu fertilizator, numai să termine băiatul ăsta. Nu mai cumpărăm altul, că nu cred că mai avea nevoie. Sau nu știu, hai să vedem cât ar costa. Cât costă, mă, unul? Nu mai cumpărăm. Ajungi. Abia aștept să facă și niște siligi. Crește recolta asta, frate, sau... Da, deci acum e în planting in progress. Se și plantează. Nice, 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 nice. Hai că merge treaba. Se fertilizează iar aici. E cultivat, dar trebuie să crească. Se duc banii acum, fii atent. un warehouse sau unde era asta așa? Asta e logistic. Ah, deci asta cred că îți vinde și îți aduce banii astea așa. Avem 83.000. Dar trebuie să o ocupi ăla cu vândutul și cu toate astea. Sau să vindem noi? I'd suggest its product. Cow milk. Sale. Aha. Sale. Hai să vedem. Ce avem? Avem ceva lapte, dacă l-am vinde. 7.000 și... 6.000 și... Cow cheese. Iar manurul... Nu foarte mult. Outul, da. Așteptăm. Așteptăm să ne producem noi. Poate astea aici văd că au început să și crească. Da, deci o ferbă de vaci pentru lapte. Se plantează, iar aici se fertilizează. Deci așa s-a 2021, e... A, încă nu-i iarnă. Trebuie house-ul. Iar aici ce nu-i convine, mă?
Not enough resources. Go milk organic. Nu avem destul lapte. Am înțeles. E că poate o să avem mai mult lapte după ce crește iarba, măcar acum se plantează. Iar iarba, odată ce ai plantat-o, nu mai trebuie să tot plantezi. Nu, uite acum se plantează. Nu mai trebuie să o tot plantezi. O plantezi singura dată după care tot recoltezi. A crescut iarba, uite. Frumos. 39 de zile. Mai am mâncare, mă, uite, aici avem lapte, mă. Da, și îl duce, îl transportă în partea cealaltă, la fabrică. Deci ia laptele de aici. Mai avem ceva mâncare, nu foarte multă. Manure avem. Liquid manure. Găsește 7-6 și ceva, bă. Avem ceva, ceva lapte. Numai că o să trească să rezolvă și cu mâncarea, dar rezolvăm, nu-i problemă, pentru că o să... crească iarba asta. Ce spune aici, mă? Sprayer is busy. Lasă că vine imediat și cu sprayerul. Spraying anti-fug, spraying anti-weed. Deci se dau mai multe tipuri de spray. Iar aici... Summary is here, and for many people, it's time for vacation. Unfortunately, it's also stormy period, time for looking after plants, and the beginning of the harvest. Vedează un pic până... Ok, aici a dat la maximum, aici... Cât mai are? Mai are 26 de zile... 21... Spring in progress. Deci aici cu spray... Nice. Good. Și acum asta este. Așa încet o să trească să și crească. Dar nu știu un pic cuvântul, tu sincer să fiu, trebuie să văd. Ia stai să vedem. Aici la sale. Eu am niște cheats. Dacă vând ăsta... Mi-au 6.000 și ceva. Am vândut. Am și lapte. Să cumpăr, nu vreau să cumpăr nimic, chiar la trade. Da, nu știu, am vândut niște brânză. Că
Că din asta văd că încă nu produce, frate, nu produce. Au, e 135. Organic butter. Trebuie mai mulți oameni. Dar să produc din ăsta butter. Mi-a dat un pic timp înainte. S-a mai dus din bani. Așa cum îl sprează din nou. 7-7 de zile. 16 zile și aici 19 zile. Hai că așa încet o să înceapă și recolta. În 13 zile, 17 zile. Dai seama că să ai așa fermă în realitate. Not enough cold milk organic. E și cât să iau, nu? Iau, frate. Iau de... Hai să încercăm o chestie, să vedem. Pot să scriu aici, mă? 500? Ba da. Și cred că acum începe să producă. Stai un pic, e butter. Butter, frate. Nu organic, nu chestii. Vreau butter, pur și simplu butter. Da, bun, că nu ce puteți așa să... O recolteze, mă? Nu mai au 13 zile. În sfârșit, mă, face butter. Hai că e bine. A fost greșeala mea, pentru că nu o să pun butter, am pus organic butter și la, nu știu, mai greu de făcut. Na, îți trebuie mai mult lapte. Îți trebuie organic lapte, nu știu, cred că trebuie să faci altceva, bar la mufine. Vedem. De-aia e că acum produce, uite, avem lapte aici cu nemiluita, o să-l produc în... butter. Hai bă că nu-i rău. Așteptăm recult, asta e important, iar aici în 4 zile, ci că și acolo în 8, iar aici în 65 mai avem de așteptat acolo, nu-i problemă.
Nice. Bă, îmi place când merge treaba. Uite, mi-a dat acum mașinile astea. 17%, hai că o să mai... Să mai producă, că avem lapte. E bine, e bine că se produce niște butter, niște unt. Adică dacă producem, după aia o scotem și bani. Aici când mai avem? Avem o singură zi harvesting. Ia să vedem că a venit vremea recoltatului. Avem cu ce recolta? Eu cred că da. Da. Ia utilajul ăsta de aici și se apucă de recoltat. Am venit să vadă prima dată cum e. Uite exact ce am spus. Și au venit oamenii la recoltat. Nice! Bă, îmi place. În sfârșit, vremea recoltei. Așa, bă, frate, și avem și din alea acum. O să avem ce să le dea de mâncare la văcuțe. Uite, în 2 zile o să fie gata și cu iarba, și aia o să fie gata de recoltat. Ia uite ce frumos, uite cât de multă mâncare o să avem noi la vaci. Frumos. Nice. Hai să vedem, adaugă direct aici sau... A trebuit să aducă și aici. Uite, și acum a început omul și cu cositul. Asta e bine. Și îmi place, bă, să meargă treaba în fermă, mă. Deci avem, uite, și fooder bits, lapte, și organic se pare că avem butter, oat, e bine, bă. Iarba ar trebui să avem în curând. Vă o să facem și silici. Așa, ce ne spune aici? Field harvested. Yep. Bun, acolo 50% facem progrese, îmi place. Iar aici, cultivation in progress. Hai să vedem aici. Uite că a adus și fooder bits, perfect. Minunat, o să aducă și aici în curând. Acum aici... Raking. O să vină cu asta și să adune polog. Nice. Să facem și ceva silici. Să cam duc din bănuți, sincer să fiu. Ar cam luat și multe case din astea cu muncitori, dar anyway. Lasă că producem așa încet și o să și vindem.
Collecting bales, facem baloți. Hai să vedem cum fac oamenii și baloți. De fapt, adună iarbă. Și cred că o face silici. Da, o să trească să mai creez niște terenuri și pe partea cealaltă, pentru că sunt puține astea și aici. Vreau să mai pun niște terenuri. Da, hai să facem un teren mare, mare. Da, tu nu poți să faci foarte mare. Ok. Nu știu, mai creăm încă un teren aici. Și asta este. Na bun. Trasăm un drum. Aici poate mai construim ceva. Uite aici ar mai merge un teren. Nu o să fie foarte mare, dar bă, avem teren, vorba aia. Nu mai am bani, mă. Ok. Păi, atunci hai să ne punem tot de ăsta, cum se numea. Dorbit seeds. Ce mai avem aici? Oat. Oat și... Pune ceva iarbă aici. Hai să pune și o iarbă. Straw? Păi nu, hai să facem din iarbă. Niște silici, voi oameni buni. Facem din iarbă niște silici. Mai punem și aici niște iarbă. Ok, aici probabil o să mai fac un 3000, dacă nu asta este. Hai să vedem totuși, avem ceva ce am putea să vindem, mă? Să nu pot să-mi creez și eu un teren. Toate astea vreau să le vând 8000. Altceva, uite, avem manure. Dar iau foarte puțin, hai să văd dacă am bani să-mi creez un teren aici. Minunat. Și aici o să punem tot iarbă. Na bun. Minunat. Aici poate să ne mai extindem cu altceva, aici câteva clădiri. Aici o să facem alte terenuri, o să creez eu un room. Începând de aici. Cam așa ceva. Și atunci aici zona asta să fie doar terenuri agricole. Da, o să mai cumpărăm după aia terenuri. Poate terenuri agricole o să fac și în partea asta un pic câteva, vedem. N-ar fi rău, zic eu. Și până de aici ar mai merge ceva terenuri agricole în partea asta. Uite așa. Și aici am mai construit ce mai bine construit, acolo terenuri agricole. Bun. E ok momentan. Aici care e problema voastră? Lasă-mă că o să vină și o să facă când are timp. Na bun, aici e perfect, e perfect. Băi, oameni buni, eu zic că o să mergeți pe drumul cel bun. Ăștia au și mâncare, ce nu au e siligiu. Rest au mâncare, dar ne mai trebuie siligi. E bun. Hai că e bine. Înseamnă că avem și ceva calamități și chestii de genul, secetă dacă... putem pune și irigație.
Păi sper că v-a plăcut acest episod. Un like acolo ar fi imens apreciat, iar noi ne vedem data viitoare. Până data viitoare, toate cele bune, bye bye!